Lucrările din a doua zi a forumului au cuprins grupuri tematice structurate în jurul pilonilor strategiei: conectivitatea regiunii Dunării, o regiune ecologică, o regiune bazată pe dezvoltare tehnologică modernă și favorabilă incluziunii sociale, eficiență și siguranță în regiunea Dunării. Dezbaterile au atins obiectivele tematice și anume cunoașterea actorilor cheie și favorizarea contactelor dintre aceștia, schimburi de experiență în cadrul inițiativelor de succes, identificarea oportunităților și surselor potențiale de finanțare. Este un exercițiu care își propune să faciliteze un schimb de bune practici și de modele de cooperare sau de soluționare a unor provocări, astfel încât cei care au găsit soluții pentru anumite probleme să le împartă cu cei care încă nu le-au văzut. De asemenea, este un exercițiu care sperăm noi va rezulta într-un set de lecții și de sarcini concrete pentru viitor. Discuțiile au vizat măsuri concrete, prezentări de proiecte, probleme întâmpinate în derularea unor proiecte. În concluzii, Colin Wolfe, din cadrul Comisiei Europene, a arătat că strategia Dunării reprezintă un instrument pentru consolidarea complementarității, coerenței și colaborării între programele și politicile dintr-o regiune a Uniunii Europene. De asemenea, a subliniat importanța includerii dimensiunii dunărene în programele operaționale care sunt în curs de elaborare. About making sure that the national priorities are also European priorities. And that makes sense to me. It's important. To do this, we, and I think this is the message they'd like also to make sure is got across, that this takes strategic thinking. We all say that, but that takes time and it takes effort and it takes patience. And we do need this because in connecting Europe, whether it's in transport or energy, I haven't mentioned enough about energy, but energy is crucial too. We have to make sure that we plan and that we lobby and that we follow up and that we act over a long time span. It's not a job just like that. It's not a job for tomorrow. La forumul de la București a participat și celebrul canoist Ivan Pațaichin, care a avut și un stand amenajat în cadrul reuniunii. Aici, asociația Ivan Pațaichin Mila 23 a prezentat proiectele Romania și Danube Connection după ce au fost expuse la forumul anual de anul trecut din Germania. Canoistul român vede în strategia Dunării un mare potențial de dezvoltare a zonelor dunărene. Deja lucrurile stau mult mai bine față de acum 2 ani și cred că este momentul cel mai important ca această strategie să devină viabilă. Orașele mai mici, cum ar fi și Giurgiu, au șanse mai mari de dezvoltare? Sigur că da, Giurgiu nu este un oraș mic, Giurgiu este foarte important și foarte important în sensul că poate crea foarte multe lucruri interesante pe malul Dunării. Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării și-a propus să interconecteze regiunea Dunării, să protejeze mediul, să asigure creșterea prosperității, precum și consolidarea instituțiilor acestei regiuni.